Aflați la Timișoara pentru a primi susținerea filialei PNL pentru șefia partidului, Florin Câțu și Rareș Bogdan, spun că Ludovic Orban este de vină pentru că guvernul va da testul moțiunii. Chiar și acum, Câțu mai speră că va funcționa coaliția. Am crezut că nu se va întâmpla în România ce o să fie un al doilea Dragnea. De exemplu, Dragnea se pare că avem. Asta este. Lucrurile nu pot să fie niciodată. Dar până la urmă, cred că este trist, repet, această alianță USR-AUR și cumva cred că va trebui să stea colegii la USR să gândească singur ce înseamnă asta pentru ei ca oameni. Să stai alături de, să legitimezi un partid cum e AUR, e o chestie de morală, e o chestie de onoare. Și dacă nu mai avem nici morală, nici onoare în România, atunci e mai greu. Nu e vorba de guvernare. La rândul său, Rareș Bogdan l-a criticat pe președintele PNL Ludovic Orban pentru că a contribuit la îndeplinirea procedurilor parlamentare privind depunerea moțiunii. Nu vreau să cred că a trădat, dar sunt câteva lucruri cel puțin clare. Niciodată Camera Deputaților și Senatul nu a stat vineri seara deschis după ora 20, asta însemnând că funcționarii de acolo au fost păstrați până la ora 23 pentru a înregistra o moțiune. Că e puțin ciudat, bizar, ca președintele Camerei Deputaților din partidul împotriva căruia e pusă moțiunea de cenzură și din care face premierul, să stea să aștepte să ia act de moțiunea domnului Simion, Barna și Cioloș. Putea să aibă decența și să-și delege atribuțiile către doamna Prună, vicepreședintă a Camerei Deputaților, care este din partea USR.